Ora 11, bună ziua, e ultimul weekend înainte de Paște, iar în piețe e forfotă mare. Românii deja își fac calcule pentru masa de sărbători. La tarabe, prețurile bat orice record. Un kilogram de roșii românești, de exemplu, costă 45 de lei. Și peștele s-a scumpit, iar comercianții profită de faptul că mâine sunt florile, iar românii vor să aibă pe masă preparate din pește. Cât de aglomerat e la Hala de Pește, aflăm de la Marina Filimon. E în direct cu noi. Bună ziua, Marina! Care e atmosfera? Bună ziua, bine v-am găsit. Atmosfera e una foarte aglomerată. Încă de la primele ore ale dimineții ne aflăm aici la Hala de Pește din Obor, unde la mare căutare este peștele, care nu e cel mai piperat la preț. Suntem în ajun de florii, e aglomerație, dar comparativ cu anii trecuți aflăm de la vânzători că vânzările sunt mult mai scăzute, date fiind și prețurile. Mulți dintre ei se uită pe tarabe și pleacă mai departe. De exemplu, somonul 120 de lei pe kilogram, macrou 18 lei, păstrăvul cu 29,90, bibanul cu 45,90 și crab cu 29,90. Marina, imaginile sunt în direct de la Hala de Pește, unde e forfotă mare, la fel ca în toate piețele din capitală, în contextul în care românii se pregătesc de flori și nu numai, începe săptămâna Paștelui. Deși alimentele s-au scumpit semnificativ față de anul trecut, mai puțin de jumătate dintre români mai așteaptă o primă de Paște. Asta arată rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Best Jobs. Potrivit analizei, doar 45% dintre cei intervievați speră să primească o primă de sărbători. Sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut, iar dintre aceștia 58% se așteaptă să fie răsplătiți cu o sumă cuprinsă între 100 și 200 de lei. Alți 26% estimează o primă între 200 și 400 de lei, iar 16% speră la mai mult de 400 de lei. Întrebați despre cheltuieli însă, mai mult de 3/4 spun că nevoile lor reale de sărbători vor depăși 500 de lei, iar 83% vor da cei mai mulți bani pe alimente. Doar 8% vor cheltui mai mult pe cadouri. Ioana Petra e specialistă în resurse umane, e alături de noi și ne spune cum se anunță primele de Paște. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Au scăzut așteptările românilor în privința primelor de Paște față de anul trecut. E justificat? Au scăzut și pe bună dreptate. Am discutat cu foarte mulți oameni în ultimele 2 săptămâni, chiar eram curioasă să aflu chiar din gura lor ce părere au. Foarte, foarte mulți se așteaptă să nu primească nimic. Chiar am discutat recent cu angajați din industria serviciilor, din Horeca, și îmi povesteau că de dinainte de pandemie n-au mai primit absolut nimic de Paște, de Crăciun, deci cu niciuna dintre ocaziile sărbătorilor. Cei 16% despre care povesteați mai devreme, care se așteaptă să primească mai mult decât sumele menționate, am constatat că sunt din companiile mici. Tendința pe care am observat-o eu anul acesta e că angajatorii se împart în 4 categorii. Acei angajatori care oferă coșurile clasice, cadou de Paște, și chiar m-am uitat, eram curioasă, prețurile lor variază între 94 de lei și 2300 de lei, cel mai scump coș de Paște pe care l-am văzut în online. Și sunt destul de multe companii care apelează la un astfel de cadou, în ideea că vor să marcheze cu ceva acest eveniment, această sărbătoare. Pe de altă parte, a doua categorie de angajatori sunt angajatorii care nu dau nimic și s-au obișnuit angajaților deja cu spiritul ăsta în ultimii 1-2 ani, să spunem, din nefericire. Angajatorii care acordă prime între 150 și 200 de lei, foarte corect menționat mai devreme, și am observat că în această sumă se încadrează acele companii care au mai mulți angajați. Vorbim de la 100 de angajați în plus, cam asta am văzut tendința. Și cele mai interesante categorii, din punctul meu de vedere, sigur, nu ating nevoia financiară privind bugetul de masă de Paște, însă o categorie nouă apărută pe care am observat-o este de acei angajatori care oferă experiențe angajaților cu ocazia Paștelui, adică preferă să le cumpere vouchere sau efectiv lucruri experiențiale ca angajatul să se bucure de ceva special pentru el. Fie că vorbim de cadouri în cosmetice sau tot felul de lucruri, poate o ieșire la un restaurant, preferă ca omul să se bucure în sine de o experiență. Mie mi s-a părut foarte interesantă abordarea asta, dar tendința este în companiile mai mici să se apeleze la astfel de lucruri. Da, alături de noi, de asemenea, în legături telefonice directe, le mulțumesc foarte mult, jurnalistul Ciprian Purice, mulțumesc foarte mult, bună dimineața!
Sărut mâinile. Și de asemenea, analistul economic Constantin Rudnitski. Vă mulțumesc, domnule Rudnitski. Mulțumesc și eu, bună dimineața. Vorbim despre recorduri la Tarab, piețele sunt aglomerate, oamenii se plâng de scumpiri, totodată sunt destul de pesimiști în privința primelor de Paște. Cum vedeți sărbătorile acestea? Domnul Rudnitski. Da, sigur. Cred că sunt, mă rog, așa cum arată acel sondaj, cred că sunt realiști oamenii. Trebuie să fim totuși foarte corecți sau foarte realiști și noi. În sensul că, în general, companiile au trecut printr-o perioadă destul de complicată, multe dintre ele, nu toate, desigur. Unele, cum spunea doamna Petrea mai devreme, au pierdut obiceiul de a mai oferi prime pentru angajați cu ocazia sărbătorilor. Altele, pur și simplu, n-au mai avut, să spunem, resurse financiare și pentru acest lucru, pentru că unele au avut mari dificultăți în a-și păstra, să zicem, în a se păstra pe linia de echilibru. Și atunci se apelează fie la variante care au fost menționate mai devreme și care oferă un tip de deductibilitate fiscală, să o numesc așa, adică dacă dai anumite produse, poți să introduci aceste cheltuieli, poate într-o zonă în care sunt deduse fiscal, fie nu se acordă aceste prime. Sigur că acest sondaj, eram curios să aflu dacă e făcut și pentru companiile și instituțiile de stat, pentru că ele au un regim special, să-l numesc așa, în sensul că acolo cred că toate aceste presiuni care s-au văzut și se văd în mediul privat, acolo nu se simt. Adică cred că în continuare companiile de stat și mai ales instituțiile de stat vor oferi aceste prime. Și încă o remarcă, în marile companii de obicei aceste prime de sărbători sunt negociate cu sindicatele acolo unde există. Nu avem un exemplu al unei mari companii din industria auto și ele sunt incluse în contractul de muncă. La companiile mici este altceva. Da. Ciprian Purice, paradoxal, cei mai mulți dintre români se așteaptă să fie răsplătiți cu o sumă cuprinsă între 100 și 200 de lei ca primă de Paște. Ne spunea reporterul nostru din Hala de Pește că un kilogram de somon costă mai mult de 100 de lei. Da, sunt două aspecte pe care eu aș vrea să le subliniez. Primul, l-a spus și domnul Rudnitski, nu sunt prime, nu se mai dau prime pentru că nu mai avem sindicat. Pentru că, de regulă, angajatorii care nu apelează, să spunem, la bunăvoință sau nu au așa o cultură antreprenorială foarte bine dezvoltată, trebuie să dea prime de Paște, de Crăciun, de vacanță, ca urmare unei negocieri cu sindicatele care reprezintă pe angajații acelor patroni, acelor angajatori. Deci asta este prima componentă. A doua, poate ar trebui noi toți, și când spun noi toți, includ și angajatorii, dar și guvernul în special, să înțelegem că în momente în care prețurile sunt foarte ridicate, în momentul în care banii în piață, în economie, veniturile nu sunt atât de bune cum erau altădată, aceste prime, aceste bonusuri, banii injectați către salariat se duc în economie direct. Și dacă un angajator dă o primă angajatului său sau angajaților, acei bani inevitabil mai devreme sau mai târziu se vor întoarce la el ca jucător în piață, fie că în producție, fie că în servicii sau în distribuție, pentru că injectăm bani în economie. Deci ar trebui să înțeleagă guvernul această componentă, poate să găsească variante prin care, într-un anumit quantum, să reducă impozitele și taxarea pe aceste bonusuri și prime de ocazii speciale. A doua perspectivă pe care vreau să vă evoc e și cea în care vânzătorii, distribuitorii, retailerii exploatează o modificare profundă a comportamentului nostru din perspectiva consumului. Adică, acum 20 de ani, acum 30 de ani de Paște sau de florii, mai exact că mâine sunt florile, noi mâncam crap, caras, fitofag, da? Eventual un păstrăv, eventual un șalău, o știucă și mult așteptata scrumbie de Dunăre.
Ei bine, deja vedeți, cum spunea și colega dumneavoastră, am trecut la somon, am trecut la doradă, am trecut la creveți, la crab. Deci e normal ca cei care ne aprovizionează cu aceste produse, care nu fac parte din zona noastră, din mediul nostru înconjurător, să exploateze această modificare a comportamentului nostru culinar și automat să ne taxeze la buzunar. Deci, soluția pentru masa de Paște ține și de noi, adică să ne readaptăm la ce am putea să consumăm, pentru că am avut acest comportament de consum, adică n-ar trebui să facem cine știe ce sacrificii. Și doi, cei care sunt cu banii, cum se spune, adică plătitori, fie că sunt angajatori, fie că e guvernul, să înțeleagă clipele destul de complicate și să vină în sprijinul angajaților, dacă vezi. Da, doamna Petrea, alimentele de bază, potrivit INSE, sunt cu 60% mai scumpe și nu vorbim doar de alimente. S-au scumpit în lanț toate produsele și serviciile de care beneficiem. E momentul pentru angajatori să ceară o mărire de salariu? Nu cred că este momentul pentru angajatori și, dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin un pic pentru ce a spus domnul Purice mai devreme. Cred că la baza acestor decizii ce țin de angajatori este și o lipsă de informare a acestora. Mulți dintre ei nu știu că pot beneficia de niște deduceri fiscale dacă îi acordă prime de Paște până în 300 de lei. Mulți dintre ei nu știu că au niște beneficii fiscale dacă li se decontează practic 400 de euro pe an în condițiile în care îi acordă servicii de sport pentru angajați, dacă le iau niște abonamente. O parte dintre angajatori nu știu informațiile astea. Și lucrurile astea ar putea ajunge în beneficiu angajaților, dar companiile multe habar n-au că există și posibilitatea asta. Revenind la întrebare, nu cred că este un moment oportun pentru a solicita o mărire salarială și, cum spunea, dacă nu mă înșel, domnul Purice mai devreme, ține de o cultură organizațională bine pusă la punct, ca acea companie să-și balanceze bugetele alocate pe resurse umane. Nu e nevoie de un sindicat ca să acordăm niște prime pentru angajați, ci cred că face parte dintr-o politică internă de retenție a angajaților, în care eu să calculez, aș vrea să le dau atât de Paște, de Crăciun, iar măririle salariale să fie direct corelate cu niște evaluări anuale bine făcute. Și din punctul meu de vedere, ca să balansăm bugetul unui angajator, sugestia pe care o fac în continuu și încurajez companiile este să facă această evaluare anuală în luna aniversară. Este o tendință foarte nouă în resurse umane, dar o încurajez cu cea mai mare căldură. Dacă eu m-am angajat în luna martie, în martie anul viitor să mi se facă această evaluare în care să se măsoare performanța mea și atunci eventual să se mărească salariul meu. Colegul meu de birou s-a angajat în februarie, celălalt în aprilie. Și atunci măririle mele nu sunt toate în aceeași lună din același an. Îmi balansează bugetul și performanța este direct proporțională cu măririle, iar eu îmi balansez bugetul de resurse umane. Deci, din punctul meu de vedere, măririle salariale n-ar trebui să se facă la cererea angajatului, ci pe baza unei evaluări bine făcute, gândite strategic, cu un buget de resurse umane pe care îl facem cu un an înainte la final. Da, domnule Rudnitsky, au crescut prețurile așadar și nu vorbim doar despre acest context cu Paștele. Cu toate astea, iată, specialiștii în resurse umane spun că nu e un moment bun să cerem o mărire de salariu. Ce ne facem cu diferența? Cât au crescut prețurile comparativ cu cât câștigam noi anul trecut și câștigăm în continuare? Sigur că da. Avem inflație, suntem într-o perioadă inflaționistă, știm bine cu toții, de altfel și simțim, nu toți dintre noi simțim această inflație, această creștere a prețurilor. Dar cred că aici, apropo de întrebarea dumneavoastră, cred că aici lucrurile eu le văd un pic diferit, în sensul de la companie la companie. Adică dacă sunt angajat sau dacă am un sindicat, mă întorc la această idee, dar hai să luăm cazul în care sunt angajat la o companie și văd că această companie are rezultate bune financiare, are profit mai mare decât în urmă cu un an sau doi, știu că are comenzi pentru viitor, atunci pot să am o negociere, să am o discuție cu managementul vis-a-vis de creșterea salariilor sau bonusurilor pe care le primesc. Dacă însă văd că sunt într-o companie aflată în dificultate, care în mod evident, eu știu, are dificultăți financiare, are pierderi poate sau acumulează datorii, atunci cred că această discuție este de prisos. Nu văd cum un
un manager de companie aflat în această situație va putea să ofere creșteri salariale. Și cred că aici este pledoaria mea ca angajații să se implice, în sensul să afle și să aibă un dialog cu managementul vis-a-vis de situația financiară a companiei. Dar în cele mai multe cazuri, domnule Rudnitsky, angajații nu au acces la aceste informații și ține de bună credință angajatorului ca în momentul în care compania merge bine să direcționeze o parte din acest câștig și celor care au contribuit la el. Absolut, dar există chiar și legi, din câte știu, în noul cod al muncii, să-l numesc așa, au fost niște schimbări. Exact acest lucru îl spune legea, și anume informări continue ale managementului companiei asupra situații financiare pentru angajați. Deci există chiar legislație în acest sens. Din câte știu, Uniunea Europeană vrea să întărească chiar acest tip de legislație. Și în ultima instanță vă mai spun un lucru. Și managementul companiei ar trebui să fie interesat să facă aceste informări tocmai pentru a le spune angajaților situația și pentru ca ei să, până la urmă, să înțeleagă. Pentru că dacă nu există o colaborare, în mod evident se ajunge la situații mai complicate. Fie pleacă oamenii, fie demisionează sau, eu știu, își găsesc un alt loc de muncă, fie trec, pentru că este un nou curent acum care se întâmplă pe piața muncii, și anume intră într-o atitudine de tipul vin la muncă doar să treacă timpul, fac la minimum necesar eventual jobul și am plecat acasă. Deci aici este un tip de colaborare care trebuie să existe. Da. Revin la ideea doamnei Petrea, care mi s-a părut foarte interesantă, aceea ca angajații să fie recompensați în funcție de randamentul pe care l-au dat în decurs de un an de la angajare, reactualizat această situație la fiecare an. Care sunt indicii care măsoară performanța la locul de muncă, indicii, în funcție de fiecare domeniu în parte? Exact. Indicii se fac foarte personalizat în funcție de fiecare angajat în parte. Poate un contabil face doar o bucățică până la bilanț sau balanță și atunci o să-i măsoară altceva. Un alt contabil face doar înregistrare de acte și atunci, evident, indicatorii lor de performanță vor fi diferiți. Însă, ce spunea domnul Rudnitsky mai devreme, vorbim de o transparență. O transparență care, din nefericire, nu există în companie acum, decât în anumite tipuri de companii care sunt extrem de deschise cu cifrele lor. Și am observat că cei mai fericiți angajați sunt în aceste companii în care se discută cu cifrele pe masă. Ei au niște bonusuri anuale direct proporționale cu profitul companiei și atunci implicit nu mai este poate nevoie de aceste prime. Însă, din nefericire, eu cred că peste 56% din companiile din România la acest moment se confruntă cu alt tip de probleme. Probleme în care își pun întrebări legate de discuțiile între angajați, când eu aflu ce salariu are colegul meu, salariile nu sunt echilibrate și atunci intrăm într-un alt gen de discuții. Ar fi o idee bună, că s-a vorbit despre ea în ultima vreme, asta cu transparentizarea salariilor? Eu nu sunt adeptă transparentizarea salariilor, cel puțin nu în anunțurile de recrutare, pentru că e lesne de înțeles de ce. Unul la mână, poate că eu am un angajat care nu este pe nivelul de performanță pe care eu îl caut în anunț. Să zicem că eu aș căuta un om de marketing cu 5 în experiență și dau habar n-am 2000 de euro, să spunem. Și eu am un om de marketing în echipă care câștigă 1000 de euro, dar el are 2 ani experiență. Dacă omul meu intern vede salariul de 2000 de euro, se va frustra, pentru că el nu o să stea să analizeze cât de specialist este cel pe care îl caut, ce trebuie să facă, va fi coordonator de echipă sau nu, și apar discuții, din punctul meu de vedere, inutile. Cred că salariul este foarte important să fie direct proporționat cu performanța, cu experiența din spate, cu ce știu să fac și productivitatea pe care o aduc. Deci nu aș transparentiza salariile. Însă, recomand un balans intern între angajați pe aceeași poziție, la același nivel de experiență. Nu mi se pare corect ca eu să iau 2 lei, tu să iei 3 lei, să avem același nivel de experiență și totuși să fim plătiți diferit din vari motive. Știu foarte multe situații, din nefericire, în companie unde oameni cu vechime, 3 ani în companie, are același salariu, cu un nou venit, pe același rol, dar nou în companie, același salariu. Aici apar problemele.
Și de unde apar aceste discrepanțe? Pentru că măririle salariale nu sunt făcute, ce povesteam mai devreme, pe baza unui plan de carieră bine etapizat și gândit și bugetat. Oamenii au parte de măriri salariale mici de la an la an, dacă au. Piața este în continuă modificare și dacă acum 3 ani angajam un contabil pe, nu știu, 2000 de lei, să spunem, anul ăsta nu mai găsesc mai puțin de 4000 de lei. Îl voi angaja anul ăsta pe 4000 de lei, dar colegul meu care a venit pe 2000 de lei acum 2 ani, exemplu doar ca să ne distrăm un pic cu cifrele, el după mărire a ajuns la un 3500, să spunem, după 2 ani, iar eu îl angajez azi cu 4000 pe colegul lui. Va apărea frustrarea, el este mai vechi în companie, cunoaște toate procedurile, se așteaptă poate la o mărire și mai mare sau chiar un alt rol în departament. Și apar discrepanțele și discuțiile și frustrările și eventual demisiile, din nou ne întoarcem la transparență. Din punctul meu de vedere, ca să evităm cererile de măriri salariale, să evităm frustrări și poate chiar să balansăm prime sau nu, revin la managerii de companii sau managerii de resurse umane, care e util să construiască un plan de carieră etapizat, personalizat, gradual, pentru fiecare angajat în parte. Da, domnule Purice, teoria sună bine, în practică scumpiri peste scumpiri, cei mai mulți nu au primit o mărire de salariu și sunt destul de pesimiști în privința unei prime de Paște. Păi, da, doamnă, pentru că la noi, nu toți, dar cea mai mare parte a angajatorilor au încă o atitudine specifică, să spunem, perioade de tranziție românești, când patronul în 2 ani de zile se trezea și cu vilă și cu mașină de lux și cu concedii în străinătate, toate obținute prin spolierea excesivă a forței de muncă. De ceva vreme eu constat că încerc să se mai modifice, acest comportament și angajatorii înțeleg că fără o resursă umană bine plătită, bine educată și valorizată pe măsura competenței, nici acea companie nu poate funcționa. Iar cifrele, să știți că vin să confirme acest fapt, și anume, din 100% venituri într-o companie din Europa, 55% merg către forța de muncă și 45% către capital. La noi, în România, acest procent este fix pe dos. Adică 55% merge în capital și 45% în forța de muncă. Altfel spus, în companiile românești, când merge bine, merge bine doar pentru angajator. Când merge rău, merge rău pentru toată lumea. Că spunea domnul Rudnitski că, domnule, angajații să gândească că poate angajatorii n-au de unde să dea. Eu sunt de acord. Dar când angajatorii au de unde să dea, se gândește și la angajați, pentru că se comportă fisc ca guvernul României. Când e bine, e bine doar pentru guvern și pentru investiții. Când e greu, să tăiem salariile și pensiile. Nu funcționează așa. Trebuie să existe un echilibru. Altfel, vom accelera tendința prin care cea mai valoroasă componentă și cea mai dinamică parte a forței de muncă ne pleacă în străinătate la muncă și aici rămâne să ne descurcăm în țară cu ce mai avem și cum putem. Da, vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc invitațiilor mei, Ioana Petre a fost în platou, îi mulțumesc foarte mult, de asemenea Ciprian Purice, jurnalist, și Constantin Rudnitski. Continuăm și cu alte subiecte. Din punct de vedere meteorologic, a fost o săptămână grea. Cele două zile de precipitații abundente la Iași au dus la înregistrarea unui record istoric. A fost pentru prima dată când a fost emis un cod roșu de nisor și viscol în luna aprilie. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, iar acoperișurile au cedat sub greutatea zăpezilor, care au ajuns în unele locuri chiar și la 2 metri. Climatologul Roxana Bojariu e într-o legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bojariu! Bună ziua! Mai ține iarna în luna aprilie sau acest episod de iarnă autentică se apropie de final? De fapt, nu a fost iarnă. A fost un episod, într-adevăr, deosebit, cu condiții severe. Da, suntem acum pe un ușor proces de încălzire, chiar dacă la începutul săptămânii vom avea din nou precipitații, dar mai ales sub formă de ploaie, nisori la munte, la altitudini mai mari de obicei, dar după aceea iarăși se pornește încălzirea și sperăm că la sărbătorile de Paști vom avea totuși temperaturi mai generoase, 18-19 grade Celsius. Da. Ce ne puteți spune însă despre aceste diferențe de temperatură de la un capăt în altul al țării, anotimpuri diferite în aceeași perioadă?
România are factori locali complexi și e vorba de relief. Arcul Carpaților influențează felul cum circulațiile atmosferice la scară mare aduc căldură, aduc vapor de apă care precipită sub formă de nisoare sau de ploi în funcție și de altitudine, în funcție și de temperaturile care, cum vă spuneam, sunt modificate de factori locali, de tipul de sol, de tipul de vecinătatea mării e importantă și în cazul acestui episod, vecinătatea mării a adus un aport sporit de vapor de apă, pentru că ciclonul mediteranean care a determinat acest episod deosebit până la urmă a fost provocat de un ciclon mediteranean care e un sistem de vreme normal pentru perioada asta. În sezonul rece, dar primăvara și toamna mai ales, ciclonii mediteraneeni sunt foarte frecvenți. Numai că acest ciclon mediteranean, aducând umezeala de pe Marea Mediterană, s-a realimentat peste vestul Mării Negre și în același timp s-a cuplat cu sistem de presiune mai mare dinspre nord și a tras aer foarte rece, exact având culoarul acesta al Moldovei pe lângă Arcul Carpaților, de unde și precipitațiile foarte abundente sub formă de zăpadă în Moldova și la munte, dar și precipitații în restul țării. Da, a fost destul de rece, s-a simțit asta și în capitală, au fost temperaturi scăzute. Privind în perspectivă, pe prognoză, uitându-ne pe prognoză, vedem temperaturi săptămâna aceasta, în săptămâna Marea Paștelui, chiar și de 20-23 de grade. Sunt normale pentru luna aprilie aceste diferențe atât de mari? Diferențele în sine sunt normale pentru că primăvara e un anotimp de tranziție și media e un concept abstract care reiese din calcul până la urmă normalul sau media pe care noi o folosim ca referință. De obicei avem valori peste, sub, dar într-adevăr amplitudinea acestor fluctuații este deosebită și înaintea episodului de să-i zicem mini-iarnă severă, am avut temperaturi foarte ridicate și aici vorbim de influențe care determină apoi severitatea manifestărilor când aerul rece înlocuiește aerul cald. Această caracteristică a creșterii amplitudinii fluctuațiilor, din păcate, va continua să ne afecteze și avem acest fond al încălzirii globale care furnizează o cantitate sporită de vapor de apă, pe de o parte, dar și de căldură și în funcție de cum este transportată căldura și cum sunt transportați vaporii de apă, evident că avem contraste inclusiv regionale foarte puternice. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Bojariu. Mergem mai departe, o altă zi, o altă poveste de coșmar în școala românească. Poate că sunt cifre care ne scapă din vedere când ne minunăm că apare un nou material strigător la cer, dincolo de limita legii sau a dezgustului din sălile de clase. Anul trecut au fost raportate 10.000 de incidente violente în școlile din România. Cele care au ajuns în statistici. Despre altele nu vom ști probabil niciodată. 10.000 pe an înseamnă peste 570 pe zi. Ministrul Educației Ligia Deca pare că află ultima despre violențele din școli și află degeaba pentru că nu anunță măsuri concrete. Vorbim despre două cazuri recente, respectiv profesoara de la Liceul Ion Creangă din Capitală, care a fost înjunghiată, dar și despre un alt dascăl din Prahova, o doamnă care a fost supusă batjocorii unor elevi care mimează scene sexuale la orele de clasă. Ministrul Educației condamnă ferm agresiunea de orice fel în mediul școlar, indiferent dacă este îndreptată asupra elevilor, asupra cadrelor didactice sau asupra altor categorii de personal din instituțiile de învățământ, ne transmite Ministerul Educației. Despre violența în școală vorbim la această oră cu psihologul criminalist Tudorel Butoi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că ați venit. Se spune că semnele mici anunță evenimente mari. De ani de zile numărăm cazurile de violență, am ajuns anul trecut la 10.000.
Iată că situația escaladează. Profesori sunt înjunghiați la ore. Vedem aceste imagini pe care le-am văzut mai devreme și n-aș vrea să le comentăm. Ce urmează? Noi culegem acum, noi toți, mă refer la societate, și fără discuție cu tristețe, Ministerul Învățământului, în primul rând, roadele a ceea ce am însămânțat. Am însămânțat cu superficialitate, fără înțelepciune în mintea capului, în ceea ce privește modul în care vom face educația. Păi nu de unăzi ne ispiteau unii să introducem noi în școală educația sexuală. Auzi? Nu mai putea pitacul meu, care trebuia să învețe biologie, zoologie, anatomie și în mod firesc până la urmă și problematica aceasta a sexualității, că nu beneficia de plăcerile atingerilor. Eu ce vă citesc, vă citez. E bine, copiilor de 3 ani să le apropiem această realitate, să beneficieze de plăcerile atingerilor, mă, nebunilor. Nu știți ce înseamnă să beneficiezi de plăcerile atingerilor sexuale? Domnule profesor, o problemă ar fi predarea acestor materii la școală sau felul în care fiecare copil le trece prin filtru personal ajutat de familie și de dascăli? Ce se întâmplă cu familiile din care vulnerabilizați din nou un domeniu? Deci am până la urmă oameni cu mintea în cap și au dat seama că educația sexuală, ca să punem punct aici, va face parte din educația sanitară, când vom afla și ce se întâmplă cu asta. Acum ne întoarcem la familie. Frumoasă provocare. Păi nu mai este, estimată colegă, familia tradițională cu părinții care vin acasă și au posibilitatea să discute cu copiii, să le atenueze anumite chestiuni comportamentale, să le corecteze. Nu mai este această familie. Această familie a dispărut. Astăzi părinții aleargă pentru existență financiară. Nu e părinte să nu vină mai târziu, mai devreme de 10 acasă, de la firmă, de la multinaționale, de pe unde are afaceri, etc., etc., și vine sleit de problemele existențiale. Familia aceea pe care ne închipuiam noi nu mai există. De aceea, din nou un apel, școală, trezește-te și intră în aceste atribuțiuni și subrogă-te acolo. Cred că este nevoie la Ministerul Învățământului de un semnal de alarmă. Semnal de alarmă înseamnă că acum când noi stăm de vorbă și pe alte posturi de televiziune, speța aceasta și altele sunt disecate, la Ministerul Învățământului trebuie să fie alarmă, să n-ai loc pe holuri de inspectori școlari, de profesori, de diriginți, de oameni implicați în chestiunea aceasta și să scrie acolo pe tablă ce facem. Învățământul din perspectiva educației încotro. Pentru că doamna Deca, oricât ar fi dumneai de bine intenționată și mesajul este corect pe care l-a transmis, mai mult ar câștiga în atitudinea preventivă dacă ar lua idei de la 15, 20, 30, 50 de inspectori școlari pe care să-i aibă acum în alarmă. Și fiecare să spună ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, cum trebuie reinventată educația. Păi e posibil, doamna Deca, să nu mai faceți dumneavoastră prin profesorii dumneavoastră observația. Observația. Fiecare elev pentru comportamentele respective, hicet nunc, atunci în școală îi face observație. Observația se face prin admonestare severă. Nu ne ducem să glumim atunci când observăm o chestie negativă. Se întâmplă cu profesorul că schimbă atitudinea, că schimbă tonul. Și devine sever în ceea ce face observație. Mica corecție. Este eficientă această atitudine, domnule profesor, în contextul în care elevul are un context neprielnic acasă, din punct de vedere educațional? Da, este mai mult decât se poate face, cum să vă spun eu. Dacă îi lăsăm și cu școala străzii, introdusă în sufrageria casei, și la școală nu se face ce spun eu, observația, admonestarea severă, exemplificarea negativă în fața clasei, pentru că suntem la vârste când construim, ce construim? Rușinea, construim teama, construim sfiala, construim respectul. Astea nu cad din corcoduș. Astea sunt lucruri care se implementează psihopedagogic. Că mă știți toți care învățați în învățământ, că ați făcut la facultate, modulul psihopedagogic. Deci, cu educația nu te joci.
și nici nu se rezolvă hic et nunc, că aici suntem noi prinși în panică. No. Problema care se va lua dacă cineva are înțelepciune în cap, se va pune pe tapetul mutărilor de șah viitoare și se va începe construcția. Altfel nu se poate rezolva. Educația nu vine așa cum. De asemenea, tipul de model, tipul de elev, păi nu mai este elevul pe care îl știam noi. Acum elevul modern este un elev care are ceva din noblețea elevului englez, care are ceva din pragmatismul elevului și tânărului american, care are ceva din îndrăzneala tânărului canadian. Deci pe aici ne ducem noi cu tinerii noștri care sunt cu digitalizarea, cu toate chestiile astea, cu comunicarea. Nu mai avem moșmăitul ăsta care mimează actul sexual în clasă. Păi ăla este... Acum mă întorc la doamna profesoară. Eu regret și cu tristețe. Doamna profesoară, trebuia să evacuați sala în secunda 2, să puneți mâna pe prima riglă și să le dați numai după ceafă. Domnul profesor, haideți că nu ne întoarcem în epoca în care copiii erau agresați fizic. Trebuiește adică să ne întoarcem pentru că... Educația se poate face și fără violență. Vă contrazic, ați folosit sintagma agresat fizic. Păi asta e agresiune fizică? Că îi dau două capace lui ăla? Vedeți dumneavoastră că acest politic al corectului a intervenit și ăsta în sistemul nostru educațional cu efect vitriolant. Și că agresiune fizică. Păi noi nu discutăm de agresiunea fizică, o respingem din Ați start. Ați vorbit ceva mai devreme, domnule profesor, despre faptul că elevii ar trebui dați exemplu negativ în fața clasei. În momentul respectiv mi s-a părut că întreaga clasă era coalizată împotriva bietei doamne profesoare, dar, repet, nu cred că ar trebui să instigăm la niciun fel de violență fizică împotriva copilor. Așa facem și pe o astfel de atitudine de 30 de ani. Cum să nu educ prin observație severă, prin admonestare? Nu înțelegeți că copilul ăla nu poate să se raporteze la sfaturile mele de matur și el va trebui să și le interiorizeze încet, încet la nivelul lui de înțelegere? Da, haideți să vedem ce cer sindicaliștii din educație. Ei cer de mai multă vreme scanere în școli pentru depistarea armelor albe și au anunțat că vor depune din nou în Parlament inițiativa legislativă prin care se oferă protecție cadrelor didactice. Elevul de 16 ani din București care și-a atacat cu un cuțit profesoara a fost arestat 30 de zile și acuzat de tentativă de omor. Procurorii cred că premeditase totul, dar părinții spun că era deprimat și aveau de gând să-l ducă la psiholog. Sindicaliștii din învățământ cred că atacul putea fi evitat dacă proiectul depus de ei în Parlament anul trecut ar fi fost votat. Propunerea a fost ca actele de violență împotriva profesorilor să fie considerate ultraj, ca la polițiști. Vă reamintim că statutul elevului interzice introducerea armelor în școli. De asemenea, copiii nu au voie cu produse pirotehnice, spray-uri paralizante sau lacrimogene. Cum văd această situație invitații mei care se alătură prin legături telefonice, Sorin Dragne, președinte FSLI Sector 1 și de asemenea Cosmin Andreica, președintele Europol. Domnule Andreica, bună ziua! Bună ziua! Sunteți și dumneavoastră părinte, reprezentați și oamenii legii. Cum vedeți, nu știu dacă rezolvarea unei astfel de situații, pentru că presupun că ea nu se poate face de pe azi pe mâine, dar ce măsuri concrete trebuie luate pentru a se remedia cumva situația din școli? Acum sunt două paliere pe care aș dori să discut. Primul palier se referă la admiterea faptului că avem o problemă. Astăzi, toate aceste instituții implicate, sub o formă sau alta, în creșterea și educația copilului, nu recunosc că există o problemă în sistemul de învățământ. Și atunci, în aceste condiții, nu prea pot să dezbați soluții dacă nu accepți realitatea, acea realitate a violenței în școli, acea realitate a consumului de droguri, de alcool, acea realitate a cadrelor didactice care nu se mai apleacă asupra educației copilului, ci bifează ora la care au participat și cam atât. Și până la urmă e de înțeles în condițiile în care și cadrul didactic care observă comportamente dezadaptative ale unor elevi la clasă nu are foarte multe posibilități. Dacă comunică, ierarhic, dacă doriți, nu găsește o rezolvare, ba dimpotrivă, probabil că este și îi se atrage atenția că vede prea multe sau mai multe decât trebuie,
dacă cumva contactează părintele, părintele este revoltat de faptul că își permite un profesor să vorbească despre copilul lui, știu eu, să-i facă observație sau să-l critique pentru comportamentul pe care îl are, și atunci, în mod cert, vedem că sunt lăsate de izbeliște aceste situații grave. De altfel, referitor la proiectul de act normativ care, sub o formă sau alta, să reglementeze ca orice faptă de violență să fie considerată ultraj, eu cred că aici vorbim despre un efect și nu despre tratarea cauzei. Cu ce mă ajută pe mine că un elev va fi acuzat de ultraj în condițiile în care, chiar și în cazul acesta, vorbim despre o tentativă la omor, adică o faptă mult mai gravă decât ultrajul, a fost reținută. Scopul nostru însă este nu de a pedepsi, nu de a ajunge să pedepsim sau să condamnăm la închisoare minori, ci de a preveni, dacă doriți. Adică un astfel de proiect de lege, din punctul meu de vedere, nu are raport de cauzalitate în situația de față, pentru că nu tratăm. Adică în continuare avem un profesor care a suferit vătămări și probabil dintr-un context favorabil a ajuns să nu, știu eu, să nu își piardă viața ca urmare a acestui atac violent cu cuțitul realizat de către minor. Deci, ca să concluzionez, e vorba despre a ne pune la masă toate instituțiile și autoritățile cu competențe în domeniu, de a renunța la mai apasa pisica dintr-o parte în alta, pentru că, vă spun din realitate, cadrele didactice așteaptă ca poliția să vină să facă regulile sau, dacă vreți, și regulile și ordine în școală, iar poliția, evident, are niște limitări în privința posibilităților de a interveni în mii de școli din România. Mai mult decât atât, gândiți-vă, și aș vrea să readuc în discuție cazul de la Ilfov, unde colegii noștri de la siguranță școlară au desfășurat o activitate educativ-preventivă la mai multe clase indicate, atenție, de către conducerea acelei școli din județul Ilfov, unde au fost înregistrate fapte de violențe, de port ilegal de armă albă și așa mai departe, iar acei polițiști care s-au prezentat în fața elevilor efectiv au fost linșați și mediatic și s-au depus zeci de plângeri penale împotriva lor pentru abuz în serviciu, pentru că i-a pus pe elevi într-o situație de umilință, că i-au întrebat dacă au arme albe asupra lor sau că le-au cerut să arate conținutul ghiozdanelor. Între cele două situații ne aflăm în momentul de față. Chiar și la acel moment, țin minte că au fost psihologi sau reprezentanți ai societății civile care au spus că nu are ce căuta polițistul în unitatea de învățământ. Nimic mai greșit decât atât, pentru că, până la urmă, degeaba ne spun părinții că polițiștii în uniformă au speriat copiii din acea clasă. E clar că uniforma impune respect, dar polițiștii, până la urmă, sub o formă sau alta, ajunși în fața elevilor, scopul lor a fost tocmai de a se obișnui, de a înțelege care este rolul polițistului în societate, de a înțelege care sunt atribuțiile sale, de a înțelege că trebuie să ne conformăm unor reguli, iar dacă nu le respectăm, suportăm niște consecințe. Acest lucru nu mai există, nu se mai explică elevului, nu mai există educație juridică, educație civică, dacă vreți, educație rutieră, nu mai avem absolut nimic. Domnule profesor, aș vrea să intervin, vă salut, stimate domnule coleg, cu următoarea chestiune. Dom'le, nici cu psihologia asta nu putem să rezolvăm lucrurile. Mai ales că eu constat cu tristețe din interiorul profesiei mele că sunt o grămadă care fluieră psihologia. Habar n-au de psihologie, psihologi. Habar n-au de psihologie. O fluieră pe psihologia asta. Și era normal, pentru că în momentul în care numai pe cheiul gârlei ai vreo 4-5 facultăți de psihologie în care se face carte, unele din ele am rezerve, ai psihologi. Meseria, băi, psihologia asta e meserie de vocație. Nu ai vocație, talent înnăscut pe care să-l perfecționezi în institutele de pedagogie, nu poți să fii psiholog. Toată lumea cu psiholog, cu psiholog, cu psihologie, cu nu știu ce. Aici trebuie o chestiune concurentă, așa cum sublinia și domnul coleg, în care să intervină factorii din Ministerul Învățământului, factorii din familie, factorii din societate. Și care acum, când noi stăm de vorbă, toți acești factori sunt separați, fiecare exprimă puncte de vedere, în loc să fie la Ministerul Învățământului o lună de zile. O lună de zile.
pe fiecare din etapele pe care le pun în discuție măsuri, păreri și intervenții. Pentru că, stimată coleg, cea mai bună prevenire este reprimarea. Că mă aud infractorii cu care am lucrat. Cu ce preveneam? Prin reprimare, prin teama față de poliție, prin teama față de razii, prin teama față de controle și prin aplicarea legii, bineînțeles, la nivelul respectiv. Da, se alătură discuție și Sorin Dragne, președinte FSLI Sector 1. Vă mulțumesc, domnule Dragne, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, invitaților și tuturor telespectatorilor de la Aș vrea să abordăm subiectul cu dumneavoastră din două perspective. Unu, cum se simt profesorii la clasă în acest moment în care ei pot fi subiectul unui episod de bullying sau chiar atacați fizic, viața să le fie pusă în pericol pe de-o parte? Și apropo de acea reprimare despre care vorbea domnul profesor Butoi, ce se întâmplă cu autoritatea lor dacă la clasă se ajunge la așa ceva? Păi, domn profesor Butoi a pus concluzia acestei situații încă de la prima intervenție, prima frază. Acum culegem roadele a ceea ce am semănat timp de 30 de ani. Și ce am semănat, domnule Dragne, din punctul dumneavoastră de vedere? Am semănat niște acte normative, niște legi de-a dreptul idioate. Nu știu dacă cei care le-au făcut în momentele respective erau în deplinătatea facultăților mentale, dar erau rupți de realitate. Și ne poate confirma și domn profesor Butoi că cei care sunt rupți de realitate merg până acolo în a fi internați. Nu lăsați liberi în fruntea ministerelor, în scaune parlamentare, pentru a produce legi care să producă aceste efecte dezastruoase pentru întreaga societate românească. Ne dați nu doar pentru exemple? Cei care lucrează în educație sau au copii de vârstă școlară. Pentru că vedeți dumneavoastră, acum să constatăm că în foarte multe unități de învățământ se consumă droguri, se comercializează și se consumă droguri, este doar o consecință a ceea ce s-a întâmplat. În unitățile de învățământ nu există pază. Profesorul, salariatul din unitățile de învățământ, a fost deposedat de toată autoritatea pe care o avea asupra elevului. Nu are voie să-l atingă, nu are voie să-l controleze în ghiozdan, nu are voie să vorbească despre ce are copilul respectiv în ghiozdan. Vă dau un exemplu. Înainte de cel pe care l-am pomenit zilele acestea de la Prahova, de la Liceul Crang, atenție, Liceul Crang, o unitate de învățământ de renume la nivel național. Nu vorbim acolo de copii care nu știu ce se întâmplă la școală. E o unitate de învățământ unde de ani de zile se intră cu medii peste 9, constant. Există o hotărâre judecătorească în care o unitate de învățământ și mai mulți profesori din unitatea de învățământ din București trebuie să plătească daune familiei financiare, pentru că doi copii s-au bătut și școala n-a intervenit. Într-o recreație, cum puteau supraveghea o mână de profesori toți copiii unei clase și acum profesorii respectivi trebuie să plătească aceste daune de zeci de mii de euro. În situația de față de la Liceul Creangă, dacă doamna profesoară, dacă elevul respectiv ataca, nu pe doamna profesoară, înjunghea un coleg, doamna profesoară răspundea penal că nu a intervenit să prevină actul de agresiune al unui elev împotriva unui coleg de-al său. Dacă profesoara de la Prahova lua rigla, așa cum spunea domn profesor, și cum se putea întâmpla acum câțiva ani de zile, și doar să o ridice și ceilalți copii să înceteze aceste acte reprobabile, dacă ar fi altoit pe vreunul dintre acestea, era arestată preventiv 30 de zile astăzi. Domnule Dragne, nu promovăm violența la televizor. Nu, categoric nu. Dar avem niște imbecilități în lege de genul interzisă exmatricularea. Mutăm disciplinar un elev de la o clasă la alta. Păi un elev care a înjunghiat un profesor, ce unitate de învățământ îl mai primește? Noi avem în continuare. Care sunt sancțiunile pentru elevi? Ar trebui introduse categoric, da. Categoric, da. Învățământul este obligatoriu în România. Statul se obligă să asigure învățământ pentru toți elevii patriei, dar și familiile trebuie să se asigure că acești elevi pot urma cursurile alături de alți elevi. Da, domnule profesor. Vedeți dumneavoastră, familia numai, așa cum spunea domnul profesor. Domnul Dragne, numai puțin. Exmatricularea nu este, domnule, o limită, o punere de țară, o nenorocire și așa mai departe. Exmatricularea este o sancțiune care face parte din arsenalul gradual al sancțiunilor pe care le are profesorul și școala la dispoziție. Asta nu înțelegi, asta nu înțelegi, asta nu faci. Am ajuns la exmatriculare. Asta înseamnă că pe o perioadă de 3 zile
copilul nu mai parcurge cursurile respective. Primește oprobiu familiei, primește oprobiu rudelor, primește oprobiu colegilor. Cum ai ajuns să fii exmatriculat? În sensul acesta, noi credem și sperăm că se petrec și cu tânărul respectiv mutații în mintea lui, în gândul lui, în sufletul lui și se va abține pe viitor să realizeze infracțiuni. Dar mai are, domnule profesor, școala nivelul ăsta de credibilitate? Păi în așa asta fel vrem. Să fie afectat? Asta vrem să spunem, pentru că v-am zis că sunt unii care fluieră psihologia. O fluierați, mă! Voi, psihologia este aplicație concretă, practică, cărămidă pe cărămidă, o viață întreagă și o faci din vocație ca psiholog. Ce spun unii? Că am citit și eu. Și că profesoara s-a mișcat neglijent și neatent și din cauza aia a fost înjunghiat. Auzi, mă, unde îl duce capul pe ăsta? Sau pe altul? Și că a tăiat-o pe profesoară, într-adevăr, dar el avea un bagaj de depresii, avea niște probleme fundamentale pe care le avea în abisurile lui și de acolo, din depresie, s-a născut gestul de a da cu cuțitul. Bă, voi sunteți sănătoși la cap când emiteți asemenea păreri, cum spunea și domnul Sorin Dragnea, imbecile. Acestea sunt teorii imbecile. Cine dracu stă să vă asculte? Când eu am vorba de tentativă de omor. Zona lezată. Vă vine să credeți sau nu, dar noi în actele normative, în momentul de față, avem obligativitatea dascălului de a asculta, de a examina elevul numai din lecția curentă. El trebuie să anunțe cu nu știu câte săptămâni înainte un extemporal. Vă dați seama că... Nu mai de discutat nimic, imbecilități. S-au adunat în vârful nu numai al conducerii Ministerului Educației, dar și a altor ministere, parcă se iau unii după alții, așa se înșiră, tot felul de nulități care nu știu care. În jur de 3 minute mai avem, domnule profesor, fac apel la experiența dumneavoastră vastă în domeniul criminalității, pentru că ne întrebăm cu toții încotro se îndreaptă soarta acestor copii, dacă în momentul de față statusul lor este acesta. Măsuri concrete pe care dumneavoastră le-ați vedea aplicate pentru rezolvarea acestei situații? Aș scoate din învățământ și mai ales din posturile de conducere toți naivii. Naivii, oameni de bună credință, dar atât îi duce capul, nu cunosc, nu știu realitatea școlii, nu știu, n-au stat în iarbă acolo. S-au trezit șef serviciu, șef de nu știu ce, șef cu învățământul, șef cu curicula, șef cu... Voi, oameni buni, n-aveți ce să cătați pe acolo dacă n-aveți înțelepciunea practicii. Și după ce aș face o astfel de curățenie, mi-aș aduna elitele profesionale în pragmatism și aș începe cu ele revoluția. Dar înainte de asta, le-aș da profesorilor salarii. Ascultați-mă, măi, politicienilor. Profesorul trebuie să fie plătit onorant în societatea românească. Acolo își lasă tinerețea, lucrează din vocație și trebuie să fie motivat în acest lucru. Crește salariile oamenilor. Aș vorbi despre revoluție, coordonatele acestei revoluții, scurt. V-am spus, selecție, aducerea unor oameni cu care se pot aplica legile respective. Apoi să le aplec și să am tronsonul austerității și severității în tot ce se întâmplă acolo. Observația, corecția. În ce sens? Sigur că nu te-a pus să corectezi fizic, să omori copilul cu pari și așa mai departe. Păi ăștia se duc în pușcărie, sunt decăzuți din drepturile părintești, violenții aceștia. Dar faptul că face o observație cu autoritatea vârstei, înălțimii, respectului. Copiticul ăla are 3 ani. Trebuie să-i spui să nu pună mâna în priză. Trebuie să-i spui să nu se joace cu cuțitul. Trebuie să-i spui să nu scuipe pe bunica. Trebuie să-i spui o grămadă de lucruri interdictive pe care ușor, ușor să-și le interiorizeze și în felul acesta va avea o altă atitudine față de autoritate. Va ști să se abțină, va ști să nu facă, va ști să socializeze. Este greu. Ultima întrebare, cât ar dura un astfel de proces? Asta durează tot 30 de ani până când ăștia l-au nenorocit, învățământul românesc. 30 de ani să-l punem la loc. Vă mulțumesc generații foarte după mult. Generații. Mulțumesc foarte mult. Psihologul criminalist Tudorel Butoi a fost alături de noi, de asemenea Sorin Dragne și Cosmin Andreica. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Știri la fix. Pe curând.